sunt aici pe strada Bărcănești și ne luăm o amendă absurdă pentru că nu am avut cum să punem gunoiul, o cutie de carton ca asta, nu am avut cum să o introducem aici, unde este blocat de alte gunoaie, da? Și poliția locală nu are altă treabă decât să ne dea o amendă pentru așa ceva, adică pentru că nu putem să respectăm legea pe care ei ne impun, da? Da, deci da? Și aici, deci, aici a fost blocat luni de zile, nu puteai să pui să selectezi cum vor ei, dar au venit acum că cineva a filmat cum a lăsat o cutie de carton. Da? Deci acum pentru că este curățenie, dar aici este de obicei un borhot și o hazna, nu ai unde să arunci, trebuie să arunci de departe pentru că asta este SGU sau ce vor ei să fac. Și poliția locală, da, deci marea poliția locală, uitați ce face, da, ne dă amendă pentru că nu putem să aruncăm înăuntru. Trebuie să o tai cu catru bucățele, ci că auziți ca să, absurditatea, să tai de mai cutia de carton ca să intre prin găurica asta. Da? Nu ai cu cine să te înțelegi. Și pentru asta ne legitimează și ne dă amendă. Da? Nu ai cu cine, deci domnul de la poliție nu te privește în ochi, nu ai cu cine să vorbești. N-ai cu cine să vorbești. Deci niciodată n-am aruncat aiure. Dar să dea, să se simtă bine și că a făcut astăzi ceva, că nu a venit la serviciu degeaba, dă o amendă. Nu, că aia pune să facă, da. Dar da, nu mai sunt bani, păi dar nu mai sunt bani, da. Să facă, normal, adică se gândește. Asta e bătaia de joc. Ia uite ce câtă treabă face. Și acum s-a făcut dreptate numai, deci s-a terminat cu corupția, cu toată infracțiunea, deci s-a făcut dreptate, s-a dat o amendă pentru o cutie de carton pe care nu o poți introduce în spațiu destinat pentru așa ceva, da? Stau aici în miros de rahat, de muște, de gunoaie, de zeamă, de gunoi și de toate spurcăciunile pământului ca să ne luăm o amendă. Bătaie de joc.